600 de copii ajung în fiecare an în compartimentul de psihiatrie infantilă de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Numărul celor care ar avea nevoie de tratament este însă mult mai mare, doar că spitalul nu are suficiente locuri și nici suficienți medici. Într-adevăr, în ultima perioadă sunt mult mai multe cazuri, atât la nivelul spitalului cât și în ambulatoriu, dar, din nefericire, această disabilitate mare este și mai dificil de tratat sau să ajungă la serviciile unui pedopsihiatru, unui psihiatru de copii, pentru că și medici sunt foarte puțini, mai ales pe zona Moldovei. Problema lipsei medicilor nu e doar la Iași, iar primii care suferă sunt chiar cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. Există însă o mare discrepanță între diversele regiuni ale țării și între județe. Există județe limitrofe în care nu există niciun medic de psihiatrie pediatrică. Copiii din aceste regiuni nu sunt privați doar de evaluarea medicală, ci și de accesul la serviciile necesare pentru recuperare. Institutul de Psihiatrie Socola este cel mai mare spital de acest tip din regiunea Moldovei. Chiar și așa, are un singur medic psihiatru specializat în terapia pentru copii. În 2023 a fost scos la concurs un post pentru al doilea specialist, însă nu s-a înscris nimeni. Gândiți-vă că nici pe toată Moldova situația nu este mai roz, adică în afară de câteva centre private, nu există în spitalele de stat, nu ne vin pacienți și de la Botoșani și de la Suceava și de la Neamț, de la Vaslui. Doar 20 de paturi are compartimentul de psihiatrie pentru minori aici. Ca să devină secție ar trebui să aibă cel puțin 25 de paturi și neapărat încă măcar un medic. Pe psihiatrie pediatrică noi nu oferim linie de gardă, că n-avem cum, nu ne încadrăm ca normativ de personal. Un psihiatru de adulți nu poate să presteze activități de psihiatrie pediatrică. O veste bună părea să fie autorizarea compartimentului de psihiatrie pediatrică de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, doar că locul în care ar fi trebuit tratați copiii cu tulburări de spectru autist stă închis. N-a funcționat niciodată pentru că nu există medic specialist. Am încercat să identificăm măcar medici rezidenți. Fără medicul psihiatru pediatru nu se poate pune diagnostic. Copilul nu poate să aibă un diagnostic și nu are recomandare de tratament și terapie. Lipsa specialiștilor și a locurilor în clinici înseamnă drumuri nesfârșite și extrem de dificile pentru părinții care caută un diagnostic pentru copiii lor. De multe ori se văd nevoiți să caute soluții fie în privat, fie în alt județ. Da, trebuie câteodată chiar să aștepți destul de mult. Chiar câteodată 2 luni, 3 luni și în timpul ăsta trebuie întotdeauna să cauți pe altcineva și altcineva ca să poți să nu pierzi cumva pe o parte așteptând. Lina are o nepoțică de 3 ani pe care o crește de când s-a născut. A fost un copil prematur, iar după câteva luni, bunica și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Un test genetic făcut în colaborare cu o clinică din Statele Unite ale Americii a arătat că fetița suferă de o tulburare neurologică rară. La noi se depista după 3-4 ani. Vă dați seama, 3-4 ani, cine știe ce tratament îmi dădea, cine știe, că nu se știe diagnosticul precis. Au urmat drumul la spitale sau ONG-uri pentru terapie. S-a oprit la Fundația Star of Hope, unde fetița face progrese. De altfel, fundația colaborează cu un medic din privat care vede cazurile o zi pe săptămână. Incidența este tot mai mare. Dacă atunci când noi ca organizație am început să lucrăm în acest domeniu, incidența era un copil din 166 se diagnostica cu elemente de autism, da? Astăzi putem să spunem că un copil din 75. Dincolo de suferința copilului, părinții au parte de propria dramă. Am căutat un specialist. Nu te gândești că copilul tău ar putea avea ceva? Și am cerut mai multe opinii. E un consum foarte mare al părinților. Este împământenită această idee că apelarea la un psihiatru înseamnă că ai o problemă. Nu. Psihiatru te ajută pentru diagnostic diferențiat. Psihiatru pune un diagnostic care poate avea tratament și recuperare. La nivel național sunt aproximativ 260 de medici psihiatri pentru copii. Mult prea puțin față de cât ar fi nevoie. Avem 5 medici psihiatri de copii la 100.000 de locuitori. Noi ne putem gândi că dacă unul din 6 copii la 3.800.000 de copii cât există în momentul de față în România, numărul de medici psihiatri în prezent din România nu acoperă în adevărat
rata necesitate. Iar în lipsa terapiei, recuperarea este aproape imposibilă. Dacă diagnosticul este pus la timp, iar tratamentul începe repede, un copil cu tulburare de spectru autist, spre exemplu, se poate recupera cu până la 80%, până la vârsta de 5-7 ani. Elefanți!